Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În primul rând, țin să vă spun că e cald în biserică, așa că nu trebuie să vă foiți și trebuie să stați liniștiți. Evanghelia de astăzi, cea care s-a citit la Sfânta Liturghie, este echivalentul sărbătorii de astăzi, când biserica cinstește pe sfinții mari ierarhi, trei la număr, Vasile, Grigore și Ioan. Bineînțeles că dacă ne vom uita în calendarul creștin, vom găsi ierarhi de semnificație și importanță majoră, cum ar fi și Sfântul Atanasie cel Mare, și Sfântul Nicolae, și Sfântul Ierarh Alexandru, și Sfântul Kiril. Deci nu numai acești trei ierarhi au fost importanță în viața bisericii. Dar opera și desăvârșirea muncilor i-a selectat între ceilalți ierarhi cu anumite harisme. În primul și în primul rând trebuie ca să facem o distinție. Și sfinții sunt de mai multe feluri. Avem cuvioși, cei care trăiesc la pustie sau prin mănăstiri, avem mărturisitori, cei care mărturisesc dreapta credință, și de aici este toată pleada mucenicilor care au pătimit pentru Hristos, sfințiți mucenici, adică hirotoniți preoți sau diaconi, și apoi sfinți ierarhi. Și acești ierarhi la ei. Putem în categoria lor să găsim martiri, deci care au fost martirizați. Putem găsi mărturisitori, deci ceea ce avem noi astăzi la dreapta credință, ceea ce numim noi astăzi pe Ioan Gură de Aur, sau dacă vreți, Trâmbița Duhului Sfânt, nu altceva. Și dacă vreți, ierarhi care au strălucit prin ce? Prin viața lor. Îndreptător credinței și chip blândeților. Iată ce spune de Sfântul Nicolae. Era chipul blândeților, dar atunci când a fost de dreapta credință, a împrumutat o pereche de palme luare, fără jenă, și l-a întrebat dacă le simte la fel, ca să știe că din aceeași fire date, așa cum și tatăl și fiul una sunt. Sfinții trei erari de astăzi, și tocmai aici am să pun accentul, sunt importanți prin faptul că au lăsat în viața lor, în timp scurt, lucruri mari. Vasile cel Mare s-a distins în Cezarea Capadociei prin lucrarea filantropică a vasileadilor, deci ceea ce se numea biserică și spital și casă de ajutorare pentru cei bătrâni sau nevoiași, apoi pentru regulile mici și mari care le-a lăsat pentru viața monahală și apoi pentru scrierile sale importante și cea mai ilustră scriere este Hexaimeronul sau Facerea Lumii în 7 zile, în 6 zile, pentru că a șaptea s-a odihnit Dumnezeu peste lucrurile sale, dar în același timp vom găsi la el și teologia înaltă. Și care e teologia cea mai înaltă? Părintelui Cleopa îi plăcea întotdeauna să amintească lucrul ăsta. Întrebat de profesorul lui de la Atena, de unde învățase el școală, de acolo din inima elinilor, a fost întrebat: o, Vasile, care e cea mai mare filozofie? Și el a răspuns scurt: cea mai mare filozofie sub soare este cugetarea la moarte. Ce spune Iisus Sirah? Adu-ți aminte de cele de pe urma ale tale și în veac nu vei greși. Iată, asta e cea mai mare filozofie. Și de ce spun lucrul ăsta? Bijuteria nu te ține în picioare, banul nu te ține în picioare, averea nu te ține în picioare, puterea nu te ține în picioare. Deși puterea o ia de multe ori înaintea noastră fără să ne dăm seama și credem că stăpânim sau suntem ceva, în clipa în care mușcăm moartea, totul este deșertăciunea deșertăciunilor, toate sunt deșertăciuni, spune Eclesiastul. Și iarăși spune: omul ca iarba, frunze, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Deci astăzi ești, mâine nu ești. Scurt, esența unei simple poezii spusă de o bătrână la spovedit. Viața e lungă, dar și scurtă. Lângă o cruce faci popas și aștepți o lumânare de la cei care au rămas. Deci asta e viața. Ei, Sfântul Vasile a trăit lucrul acesta. Și ce găsim important și frumos în viața lui? Găsim două lucruri distincte. Avea o trăire pur autentică, drumul lui era biserica și școala, era studios, era evlavios, era ordonat, dar avea
harisma discernire și lucrării cu Duhul Sfânt. Și dacă vreți, ca să facem o deosebire între el și Ioan Gură de Aur, Ioan Gură de Aur a fost ales să fie ritor al creștinătății și cel mai mare învățător, de aceea și-a tâlcuit aproape toată Sfânta Scriptură și ne-a lăsat cele mai importante scrieri. Dar Ioan Gură de Aur s-a format la școala din Antiohia, în perioada a doua patristică. Ioan Gură de Aur a venit din Secund și Antuza. Tatăsul era ostaș, avea alte meniri. Mama, în schimb, era și tânără, și credincioasă, și creștină, și evlavioasă. Și i-a insuflat acea trăire, încât Ioan Gură de Aur, la un moment dat, împărtășindu-i dorința de a se duce la mănăstire, mama zis și cu mine, ce faci dacă tatăl tău a murit? Ea fiind tânără, pe la 35 de ani, era văduvă. Și a zis, bine, atunci am să stau cu tine. Dar s-a rugat lui Dumnezeu și ea nu s-a rugat să moară. S-a rugat lui Dumnezeu să împlinească cererea de care era nevoie și Antuza s-a dus de tânără la cele cerești, n-a apucat să treacă într-o vârstă înaintată și Ioan Gură de Aur a luat calea pustiei și a ajuns și el monah întâi, apoi mare nevoitor. Și ca să știți așa un lucru pentru cultura generală, restul găsiți în Viețile Sfinților, de asta există aceste cărți, spune așa că la hirotonia lui, când l-a făcut episcopul Teofil preot și a pus mâinile pe cap, Duhul Sfânt s-a lăsat în chip de porumbel văzut, așa cum auzim noi la Iordan, și Duhul în chip de porumb a devenit. Deci de data aceasta Duhul Sfânt a fost ca un porumbel. Iar noaptea a visat cum Ioan Evanghelistul, pentru că Ioan Gură de Aur era feciorelnic și curat, avea o trăire aleasă, și cu Sfântul Apostol Petru au venit noaptea în vis și i-au dat un răvaș primit direct de la Dumnezeu. Deci era o chemare mai adâncă decât taina în sine, deci nepricepută minții noastre, iar în momentul când și-a rostit discursul de preoție, deci după ce ești hirotonit, rostește o locuțiune, Sfântul Ioan Gură de Aur s-a adresat într-un mod cu totul interesant. Ați văzut, noi ne spunem să trăiască părinții care i-au crescut, profesorii care i-au format, cine i-a educat și așa mai departe. Ioan Gură de Aur n-a început așa, știți ce a început, cum a început Ioan Gură de Aur discursul despre hirotonia sa? Oare cu ce a greșit Biserica lui Hristos de a îngăduit Dumnezeu să fiu eu ales cleric? Deci iată cum se simțea el în sinea lui, din smerenia lui de păcătos. Și atunci mă întreb la îngânfarea noastră de astăzi, așa când obișnuim să ne punem epitrafirul sau omoforul, să o facem pe interesanții, cam cum se compară cu această smerenie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Deci el n-a fost un monarh, a fost un monah. De ce? Pentru că pe temelia acestui ascetism se clădește toată puterea bisericii. De aceea Duhul Sfânt vine și stă în arhiereu, pentru că arhiereu este ales de Duhul Sfânt, în primul rând prin vețuire și trăire. Și Ioan Gură de Aur a demonstrat acest lucru din plin, prin insuflarea, v-am spus, și asta scrie în Viețile Sfinților, stătea în camera lui, tâlcuia Sfânta Scriptură, dar la ureche îi șoptea, ucenicul a văzut, când la urechea dreaptă îi șoptea cine? Apostolul Pavel. Deci îi șoptea ce să tâlcuiască din Sfânta Scriptură, teologie înaltă, nu scolasticisme de acestea Alde Elveția, Sorbona și alte învățături de Occident, unde schimb culoarea lui Dumnezeu și dai ipoteze. Tatăl este Tatăl, Fiul este Fiul, Duhul Sfânt este Duhul Sfânt. Lumină este Tatăl, Lumină este Fiul, Lumină este Duhul Sfânt. Deci așa s-a format Ioan Gură de Aur la școala din Antiohia și la rădăcina mănăstirilor din zona de unde el a pusnicit și de unde a și scris reguli pentru monahi și spune în viața lui că era foarte aspru cu monahii călători, adică derbedei din ăștia nestatornici. Deci era o regulă să nu le lipsească absolut nimic, dar disciplina să fie autocratică, adică totul trebuia să se supună arhiereului sub buna rânduială. Vasile și mama Emilia, lui, mama lui Sfântul Vasile cel Mare și tatăl său, au fost niște oameni din aceștia morali, din casa lor s-a ridicat o pleiadă de sfinți. Macrina, sora lor, bunica, sora lor, mama lor, iarăși un Petru,
al Sevastiei, după aceea un Grigorie de Nisa, mai mulți s-au ridicat și au ajuns făcători de minuni. Deci peste 5 sau 6 sfinți în familia Sfântului Vasile cel Mare. Un sfânt care, la fel, dacă l-am comparat cu zilele noastre și am vorbit de modelul arhiereului absolut, ce am găsit? Am găsit nu oameni care vorbesc mult prost și fără rost. Scurt, în momentul în care Valens s-a îndrăznit să-l înfrunte și i-a spus, din banii bisericii trebuie să-mi dai să întrețin astea, era șarian, un susținător înfocat al arianismului, Sfântul Vasile cel Mare a spus, biserica este săracă, n-are bani. Dacă vrei să-ți dau, îți dau ceea ce folosim și noi. Și i-a adus pâine de orz și pesmeți și bucate modeste și legume și a spus, asta avem, asta vă dăm. Și atunci împăratul a spus râzător subalternilor, dați-le în schimb un braț de fân. Adică în sensul că i-a jicnit și Sfântul Vasile a spus, de vreme ce asta mâncați, sigur că asta vom primi. Adică dacă sunteți la nivelul de animale, s-a inervat, s-a agitat respectivul păgân, i-a promis că la întoarcerea de pe câmpul de luptă își va lua revanșa și bineînțeles Sfântul Vasile cel Mare a luat poporul, s-a dus în biserică și s-a rugat și nu după mult timp din icoana Sfântului Mercurie s-a văzut cum Sfântul a plecat și la un timp s-a întors cu sulița picurând de sânge. Undeva pe câmpul de luptă, unde Iulian Apostatul dădea o luptă încinsă, din văzduh, un ostaș ceresc l-a străpuns, crezând că e Hristos, a rămas celebrele cuvinte, mai învins galileene, credea că este Hristos. Dar era ostașul lui Hristos, Mercurie. Și în felul acesta s-a izbăvit biserica de un nenorocit. Un alt semn că acest episcop trăia și nu vorbea, în momentul când arienii au ocupat bisericile cu sila, episcopul s-a dus cu vorbă bună la popor, la împărat și a spus, domnule, nu am nevoie de ceartă, de scandal, de gălăgie. Ne rugăm, pecetuim ușile bisericii, dacă se roagă arienii și să deschid, să o ia sănătoși, dacă se roagă ortodoxi și să deschid ușile, să o ia sănătoși, și dacă nu se deschide, să o ia tot arienii. Și în momentul în care a bătut Sfântul Vasile cel Mare cu crucea în ușile bisericii și a început să cânte Sfinte Dumnezeule și a început să zică deschideți-vă porți veșnice să intre împăratul slavei, pe cețile au sărit singure, biserica s-a deschis și au luat-o creștinii fără tocmeli, fără sinoade locale sau paralele, fără enciclice sau fără alte discuții inutile și fiecare și-a luat ceea ce s-a cuvenit. Aceasta era pura ortodoxia vremurilor de demult. Așa au trăit acești erarhi și ultimul din ei, Sfântul Grigorie de Nazian sau teologul, cum i se spune, care la Sinodul II a avut și el marele rol sau dacă vreți marele aport de a ajuta la întregirea dogmei crezului care noi îl rostim astăzi în biserică și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul. De-a lungul acestor sinoade, începând de la Sinodul 1 cu arieni, începând de la Sinodul 2 și până la Sinodul 2 și începând până la Sinodul 3 și până la Sinodul 4, până s-au stabilit toate aceste legate de ofințimea Tatălui cu Fiul, de născătoarea de Dumnezeu, că este Teotocos, născătoare Dumnezeu și nu de Hristos, și așa mai departe, au fost tot timpul controverse în biserică, lucruri care au fost rezolvate de cine? De puterea sfințitoare și trăirea autentică acestor mari ierarhi, așa cum la Sinodul I a fost prezent Sfântul Nicolae și cu Sfântul Atanasie în calitate de diacon, iar la Sinodul II deja Sfântul Atanasie era arhiereu și Sfântul Grigore era și el participant la acest sinod. De ce v-am amintit lucrurile astea? Acești sfinți, dacă ați citit, vă recomand să o citiți cu frumusețe și plăcere, cartea Vulturul Rănit. O să vedeți viața Sfântului Grigorie, teologul, pe îndelete, și să vedeți ce părere avea și el la vremea de atunci despre ortodoxii noștri autentici de astăzi.
despre această poartă în Hristos, unde noi credem că raiul e numai a nostru, unde noi credem că trebuie să ne urâm, să ne dușmănim, să ne bârfim, să ne mușcăm, să ne urâm, să ne facem rău unii la alții și să credem că așa asta înseamnă legea lui Hristos. E o mare înșelare. Deci acești trei ierarhi stau ca mărturie că viața noastră trebuie să fie una numai și numai autentică și numai una adevărată în Hristos, pentru că Hristos, să știți, are alte reguli de judecată. Noi aici ne justificăm, la judecată ne înfățișăm. Și diferența între vorbă și cuvânt știți care este? De vorbit vorbim toți, dar cuvântul împlinesc numai cei care din vorbă fac fapte. Deci vorba care primește trup, adică faptă, devine cuvânt. Și sunt două feluri de cuvinte. Cuvântul care se scrie cu ce mare, care este al Evangheliei și al Sfinților, și cuvântul cu ce mic, care sunt părerile noastre. Știi, când vorbesc doi oameni și se ceartă, vine un al treilea și el povestește unul din ei. Băi, stai să-ți spun eu adevărul. Îți spun eu adevărul. Hristos, uite în sus. Acolo e adevărul. Adevărul nu e jos. Adevărul nu umblă lela. Nu umblă printre oameni. Adevărul stă în inima omului. Stă în porunca Evangheliei lui Hristos. Stă în corectitudinea ta, în omenia ta, în bunătatea ta, în respectul tău, în bunul simț, în cei 7 ani de acasă, în mila față de semeni, în respectul față de bătrâni, în respectul față de părinți, în educarea copiilor, în comportamentul frumos la servici, în respectul pe stradă, în corectitudinea, în funcția pe care o îndeplinești. Totul este creștinism, totul este adevăr, totul este autenticitate. Deci acesta este rolul acestor trei ierarhi. Poate ați mai aștepta să mai stau de vorbă. Nu mai am ce să vă spun. Felicităm pe cei pe care îi cheamă și Vasile, și Grigore, și Ioan. Mulțumim celor care s-au pregătit pe azi și s-au împărtășit și vor urma să se și împărtășească. Rugăm ca aceste nume să fie foarte dese în popor, la copiii noștri, în loc de Johnny, Vili, Jimmy, să avem nume ortodoxe, pentru că de aceasta au trăit acești sfinți în calendar. Și pe lângă paharul de vin sau o bucățică de mâncare bună, să avem și o sfântă rugăciune și o candelă aprinsă și o icoană a patronului, că sunt destui care îi cheamă Vasile sau Ioan sau Grigorie, și să ne aducem aminte oricând că aceiași sfinți pe care noi îi serbăm în calendar sau ținem ziua de sabat, ca să spunem, de odihnă, în bufet sau la restaurant sau la petrecere, tot ei pot fi osânditorii noștri în ziua judecății, când vor spune, da, de ziua mea ai băut și te-ai îmbătat ca un porc, de ziua mea ai înjurat, de ziua mea ai furat, de ziua mea ai dat în cap. Deci să le demonstrăm că suntem în concordanță spirituală și biblică cu învățătura lor, cu trăirea lor și cu autenticitatea lor. Să dea bunul Dumnezeu ca toți acești creștini care sunt în biserică să aibă o trăire și o însușire a vieții în Hristos, așa cum au avut-o acești trei sfinți ierarhi. O să mai găsiți în predica de astăzi și în cuvântul de la viețile sfinților, că ați văzut în luna ianuarie spuși întâi toți trei separați și pe urmă grămadă. O să găsiți acolo că și oamenii la rândul lor, unii cinsteau pe Vasile, alții pe Ioan, alții pe Grigorie, să făcuse tabere, dar Dumnezeu, pentru că îi știa pe toți că sunt mari, s-a arătat lui Ioan al Evhaitilor și a spus, faceți o sărbătoare la toți, pentru că toți trei sunt una în fața Sfintei Treimi. Deci, unul a mers cu lucrarea și cu fapta, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur a mers cu cuvântul și cu fapta, Grigorie a mers cu cuvântul și cu curajul. Știți ce a făcut Sfântul Grigorie în momentul în care a văzut că credința o ia razna și oamenii să sălbăticesc? Și-a depus demisia din scaun, s-a tras pe moșie în Nazianz, s-a apucat de scris imne, teologie, poezie, literatură legată de specialitate dogmatică, deci ce ținea de dreapta credință, și a lăsat, bateți-vă capul, țineți-vă scaunele, țineți-vă puterile și faceți din biserică o sursă de interes personal. Eu vreau să mă mântuiesc. Și s-a retras liniștit pe moșia lui din Nazianz și a murit ca un sfânt, nu ca un luptător de gherilă într-un scaun uns cu sânge sau cu putere politică. Amin.